Aranjado, né? Ah, saranjado, olha. Fumoça, baba. Ah, aqui é fumoça. Joca, baba. Forte fumoça. Joca, baba. De sul de fumoça? Uhum. É como dá? Dá, né, usa de acolô? Tem microfone e acolô. Né, do Sanso, Chineval, Pietutuar. E eu vini com o Cussane, a Cucai, com o Zurgalei, com o Mamsa, com o Tasso, com o Sorsa, eu vini lá noi. Da. Și numai bine că eu am luat pe sora mea care era cu vreo 5 ani mai mică decât mine și am venit la Gârșina. M-a chemat acolo să-mi fac cunoștință cu o fată. Cine? Eu. Mă cheamă să-mi fac cunoștință cu o fată ca să iau în căsătorie. Asta. Și aduce fata și el la ei acolo și stau de vorbă cu ei, nu știu ce. La urmă mă întreabă, ți-a plăcut fata? Da, ne-ai plăcut. Și a intrat în vorbă cu ea, pe vorbă asta. Și eu, ca asta, am ajuns și ne-am căsătorit. Știi cum a fost? A fost foarte frumos. A fost așa. El a zis, și uite, și eu am venit, că el avea servici pe Valea Muntelor. Și am venit acasă, că vreau să mă însor. Vrei să mergi după mine? Dacă nu, eu mă duc mâine la alta. Și eu am stat așa o leacă, m-am uitat și m-am gândit. Eu cred că n-ar fi rău. Că dacă nu mă duc după el azi, el se duce mâine la alta. Apoi e ca nu m-am înșalat. Și asta a fost. Nu m-am înșalat și am luat. Că eu te-am dus-o atâta mari de ani de zile. Uite, acus 57 de ani. 57 de ani acuși. Și ne-am înțeles permanent. Ne-am respectat. Ne-am respectat, da, bineînțeles. Asta a fost, pentru că dacă el a fost nervos, eu am tăcut din gură, mi-am căutat de treabă. Dacă... Când a terminat nervii, atunci l-am întrebat de ce ai zis așa. Nu. Și pe el ne-a dat dreptate. Sau invers. Da, așa. Și invers. Când e la unii cu un cântec? Care? Hai, când stă un cântec frumos tare? E, așa, la pentru tineret, nu-i pentru babă, ca pentru mine. Tineret, că doar și eu sunt tânăr. După gura ta, făileană făt, trecând toată seara pe la tine. Și mă mir și eu, de ce Dumnezeu, doar mai sunt fete în sat ca tine. Am filmat prima casetă în august 2006. Lucram pe atunci ca asistent de montaj al legendarului Walter Murch la filmul Tinerețe fără tinerețe, realizat în România de Francis Ford Coppola. Din salariu, mi-am cumpărat o cameră video destul de performantă, iar primul lucru pe care am ținut să-l filmez au fost bunicii mei. Aici stai, că se rece acolo. Știu că așa mănânci. Cum să stau aici? Și... Stai acolo. Obligatoriu? Obligatoriu. Dacă ar fi și mămăliga. Faci cântece și poezii la toată lumea de acum înainte. Da și nu. Ne lasă că râde de tine. Râde. Da-i cu. Dar nu-i frumos. Cât ați mai râde? Până am iei Popa Chiria. Dar și nevoie să vii Popa Chiria. S-o două zile, că s-a dus cu ăsta chiar lui Vinca. Parcă ieri l-am văzut cântând. Dar nu stă în goapă și cântă, n-am iau de nimeni. Pe atunci, filmam doar ca să am o amintire cu bunicii. Nu mă gândeam, nu bănuiam și nici măcar nu îmi doream să fac vreodată un film documentar. De fiecare dată când aveam câteva zile libere de la serviciul din București, luam camera cu mine și filmam, încă nebănuind că acest mic proiect familial se va transforma într-o coproducție internațională care îmi va schimba viața. Mai? Nu mai am, nu. Mai are. La anul. La anul, la mult an. Să cine, nu? Să-și simt sănătos. Cine te lasă, mă iei până. În noiembrie 2006 am terminat lucrul la Tinerețe fără tinerețe și, la despărțire, i-am dăruit lui Walter Murch o carpetă făcută de Elena. Atunci am avut ideea de a pune cap la cap câteva cadre din ceea ce filmasem în ultimele luni și am oferit DVD-ul împreună cu carpeta. Câteva zile mai târziu, Walter Murch îmi mulțumește pentru cadou, spunându-mi că i-a plăcut foarte mult filmul.
I-am răspuns că nu e un film, că sunt doar câteva cadre din filmările mele cu bunici. Dar el m-a contrazis. De atunci m-am dedicat exclusiv acestui film, încercând în același timp să-l finanțez și să filmez cât mai multe momente din viața bunicilor deveniți personaje. Nu a făcut așa. O rupt afișeala și a pus altul, vezi? Nu i-a plăcut de ochii lui. Mai mare fost. Și oameni rei. Oameni rei din lumea rea. În tot închid carare. Producția propriu-zisă a avut nenumărate provocări, cea mai evidentă fiind faptul că a trebuit să fiu singur la filmări. Încercările de a avea un sunetist, un cameraman profesionist sau un simplu asistent au eșuat, fie din cauza că prezența unui străin îi făcea pe Constantin și Elena să se poarte diferit, fie doar pentru că nu prea ne sincronizam. Pentru înregistrarea sunetului la secvențele de exterior, am folosit un microfon montat pe cameră și o lavalieră wireless ascunsă uneori chiar în șapca lui Constantin. Mă audi? La interior am folosit două microfoane, unul pe camera video și celălalt plasat undeva în spațiul de filmare. 57 de milimetri. Tot spațiul de minunte. Nu e chiar video arată. Faptul că bunicii sunt atât de naturali în film se datorează unui mare noroc. Nu m-au luat niciodată în serios. Păi, când a început să facă filmul, eu am crezut că e o glumă. Nu mă gândeam că poți fi ceva real. Serios, ceva serios. Ceva real. Și să facă cu noi niște bătrâni, niște oameni cu 5 clase primare care le-am făcut sub semnul războiului. Vai de capul nostru, așa a fost carte care am învățat-o. Și chiar așa era, mi se părea o glumă. Nu am îndelegere treaba asta, că n-am să ajung eu acolo să văd acolo. Să ne vadă și altcineva. Da, să ne vadă toată lumea asta. Cu sătenii e altă poveste. După ce s-au obișnuit să mă tot vadă alergând cu camera video prin sat după Constantin și Elena, au început să-și dorească și ei o amintire. Cu familia, prietenii sau cu sfințitul mașinii celei noi. Atunci când am anunțat corul bisericii că voi filma slujba de duminică, mobilizez pe toată lumea. Îi dăm banii, trebuie să-i dau și băietul ceva, dar așa trebuie făcut. Aș putea zice că mi-am găsit un nou coproducător. Membrii corului au pus mână de la mână câte 20.000 de lei vechi pe care i-au strâns chiar în timpul slujbei și mi-au oferit ca răsplată pentru că i-am filmat. Motivul lor? Sunt tânăr și trebuiesc încurajat. În iulie 2008 strânsesem peste 60 de ore de filmare. Primul rough cut avea aproape 8 ore, iar structura filmului era încă un total mister, de vreme ce nu exista o poveste propriu-zisă, cu expozițiune, intrigă, desfășurare, punct culminant și deznodământ. În încercarea de a găsi soluții, am mers cu rough cut-ul la Amsterdam. I'm more into the structure issues and not the real editing, which I think we've done quite well. Beautiful. Yeah, it's really beautiful. This is a film about love. Yeah, and it's kind and happiness. Yeah. And old age. Period. I have this impression it's like living theater. If something would happen that disturbs the happiness, would be very good for the film. Does anything dramatic happen? Not really. Întors în țară, am căutat inspirația și am fugit de canicula din București într-un loc magic, acasă la Constantin și Elena. Thank you.
te mă ajută. Când să-mi cere film? Hai, lasă-te. Îți place? Nu pot. Dar cum să nu-mi placă? Îmi place. Dar suntem prea urâți pentru așa ceva. Dar cred că era patra oară azi. Și mai vrei amul. Păi nu știu, acum am plecat, l-am găsit. Restartat. Ai văzut ce ai în sufragerie? Și? Un studio. Dar nu văd nici acolo, și vie s-o. Nu ai să-i viață pe acolo? Uite pe bunica. Mai bine un pahar. Tu și acasă, bate femeia aia. Chiar ai bărbat. Acolo mai ăsta care nu atinge nici oară cu nica. Nu uitași. Da, cine a zis asta? Eu am vorbit de mea? Nu, eu. Haide, acum să ai așa? Așa, haide. Păi eu îți pierd să fac nart. Nu mai este nică, de făcut și ghinii. Festivalul de la Amsterdam, IDFA, a selectat filmul meu pe baza Rafcatului. Structura însă nu era finalizată, așa că am apelat la o pereche de ochi proaspeți. M-am mutat cu montajul la Madrid, chiar în biroul coproducătorului Roberto Blat. Say something. I want to say. I'd like to talk to cameras. Well, you have some plot. Sí. I feel part of your family right now. Cu două zile înainte de premiera filmului de la Amsterdam, filmul era aproape gata. Ever since I met you, I haven't slept at all. Am început să înregistrăm caseta cu 3 ore înainte de ora la care trebuia să zbor de la Madrid la Amsterdam. După o oră, înregistrarea a dat eroare. Am pierdut avionul. Am făcut caseta în noaptea următoare și am ajuns la Amsterdam în ziua primei proiecții. Shaking a bit. I would like to welcome you to the special screening and world premiere of Constantine and Elena, directed by Andrea Descalescu. Nu mi-a pierdut, eh? So the three nominees are Afghan Star by Havana Markey. Constantine and Elena by Andrei had to make a decision, and the decision was that Constantine and Elena, by director Andrei Descalescu, was the winner. Așa ai dezbracat, m-am flaneluz, așa ai zis acolo. Dar eram pe scenă, nu eram afară. Oricum, mă, și voi alergeați-o lea cu cravată, cu ăla gâtul, nu... Asta așa mă e. Una, pui tu în cap. Da, eu. Ia! Ce să mă mai joc de acum? Te-am dat mai încolo lea, ca să nu te ajung chioarele. Ce să mă mai joc de acum? Gata, gata, gata. Hai, lasă-i bun. Păi nu m-am așteptat eu la așa un minunie. Faci tu. Bun. De când ne-ai spus, numai emoții am avut. Și totuși aștept să văd. Vreau.
Очень фрумозы пей. Пей вас вата. Урашу ногти, ну. Ну, не вас не изюва, да, позовез ногти. Да, он не мадук ел. Он не мадук ел сальвету. Пей так, в касу, ну, типа, скуать один касу, ниш ку пару. Да, не ищеркат. Când am văzut filmul, nu ne venea să credem că suntem noi și ea. Ca un vis. A fost ca un vis care nu l-am crezut niciodată că o să realizeze. Împlineam 65 de ani de la căsătorie. Era 66. Sau 66, da? 56. 56. Exact, am uitat. Exact în ziua când am avut nunta. Am fost, am văzut filmul. Acolo, asta a fost o surpriză care, din povești pot să spui, că a fost o surpriză care nu mă așteptam în viața mea ca să văd așa ceva. Să ridici o sală întreagă în Chișoare, să te aplaudiază, bată din palme. Scânti acolo. La mulți ani. A fost ceva fost extraordinar. Nu... filmul ne-a plăcut așa acum, în întregime. Mai sunt și greșeli în el acolo. Eu zic că a fost... Așa, după noi, a fost destul de bine. Mă rog, cum nu a fost nimic regizat, cum nu a spus nimeni să, și trebuie și să faci. Nu. Asta a făcut, asta da. Instantanee. Asta a fost, tot a fost treaba asta instantaneu. Că am ajuns zilele astea să ne vedem și noi pe ecran și n-am crezut niciodată să știu. Eu am fost să mor, că mă rămâne ceva în urmă. Da. Mă rămâne o fotografie, o secvență, o la ceva. Poate... O mai vedeți nepoții, strănepoții noștri, da. Să mai vadă urma noastră. Așa uite, așa a fost străbunicul. Da. Sau străbunica, nu? Și asta rămâne.